Incendiul de la Balș a izbucnit duminică seară. Proprietarii restaurantului Mario făceau un grătar în apropierea acestuia și au lăsat focul nesupravegheat. Au luat focul anexă, dar și sala localului în care sunt organizate evenimente. La fața locului s-au deplasat uh, inițial două auto de stingere de la Garda de Intervenție Balș. La momentul sosirii acestora, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească construită în continuare a restaurantului și la sala restaurantului și la acoperișul acesteia. Dezvoltarea rapidă a incendiului a fost favorizată de material din care era construit acoperișul restaurantului, respectiv asterală de lemn căptușită cu polistiren și vată minerală. Pompierii au mai solicitat autospeciale în ajutor pentru că flăcările se extindeau rapid. Incendiul a provocat pagube mari la localul respectiv. Potrivit pompierilor, valoarea bunurilor distruse urmează să fie stabilită. Intervenția pompierilor a durat aproximativ două ore și jumătate, fiind distruse anexa gospodărească și acoperișul restaurantului pe aproximativ 200 de metri pătrați, dar și tavanul sălii tot pe 200 de metri pătrați. Cauza probabilă a incendiului este un foc deschis în aer liber lăsat supravegheat. Tot duminică seară un alt incendiu a avut loc și în comuna Fălcoiu, la o locuință. Incendiul s-a produs la o anexă gospodărească cu posibilitate de propagare la locuința aflată în imediată apropiere. Pompierii au acționat cu două autospeciale de stingere de la detașamentul Caracal. A ars anexa unei case. Pompierii spun că și în această situație incendiul a izbucnit tot de la grătarul pe care proprietarii îl pregăteau în curtea locuinței.